Meningoencefalita de vară sau encefalita de căpușe este una dintre cele mai frecvente maladii pe care le transmit aceste insecte. Este o boală virală agresivă care afectează sistemul nervos central. Virusul propriu-zis se conține în saliva căpușelor, care mai conține și o substanță ce acționează ca anestezic local, așa că de cele mai multe ori nu simțim mușcătura acesteia. Chiar dacă insecta a fost înlăturată, asta nu înseamnă că ați scăpat și de infecție. Simptomele meningoencefalitei apar după 4 săptămâni. Atunci debutează febra, senzația de oboseală, dureri musculare și de cap însoțite de greață. Dacă nu acționați prompt, situația poate degenera, iar a doua fază e mult mai periculoasă și presupune instalarea meningitei. O altă maladie care poate fi contactată de la căpușe, dacă acesta rămân în corpul uman minim 17 ore, este borelioza Lyme. Simptomele apar după câteva zile: febra, frisoane, senzații neplăcute la atingerea pielii și dureri musculare. De asemenea, în jurul înțepăturii se formează o roșeață circulară puțin decolorată în centru. Căpușele mai transmit și un alt virus numit febra hemoragică Crimea-Congo. Faza de incubație durează până la 7 zile. A doua etapă debutează brusc și pe lângă simptomele specifice gripei pot apărea tulburări de comportament precum confuzia și stările de agresivitate. Rata mortalității în cazul acestei boli este de tocmai 30%. Căpușele mai sunt și purtătoarele virusului Q. Boala poate provoca simptome similare cu cele ale gripei, dar poate fi extrem de periculoasă pentru femeile însărcinate, căci sunt expuse riscului de avort spontan sau travaliu prematur. Oricât de nesemnificative ar fi simptomele, adresați-vă la medic. O boală depistată la timp va fi mai ușor de tratat.